Neputința agenților de ordine din Timișoara este demonstrată cu vârf și îndesat de cazul bandei de șase copii care terorizează un cartier întreg de câteva luni și care culmea sunt în continuare în zonă. Cu câtva timp în urmă aceștia au tâlhărit o femeie și nu este prima oară când aceștia recurg la acțiuni violente. Curios, polițiștii ei cunosc pe micuții tâlhari, dar nu prea au ce să le facă, spun ei. Vă reamintim că în luna decembrie, un timișorean a postat pe Facebook un mesaj prin care relata întâmplarea soției sale petrecută chiar în fața blocului în care locuiește. Atunci, gașca de copii a încercat să o tâlhărească și doar prezența de spirit a victimei a făcut ca aceasta să scape cu bine. Culmea, timișoreanul a reușit să le ia urma și să îi și prindă atunci pe tâlhari, chiar în fața unui polițist local, în timp ce soțul femeii, agresate de copii, filma unul din membrii bandei, polițistul local, îl sfătuia să îi dea drumul, scrie tion.ro. Întâmplarea relatată de Timișorean a stârnit revoltă, dar i și încurajat pe oameni să vorbească. Așa s-a aflat că micuții nu sunt la prima acțiune violentă. Ei au la activ mai multe spargeri, tâlhări și furturi, iar de fiecare dată când sunt surprinși, ori fug, ori se lasă duși de bunăvoie la adăpost, pentru a fugi ulterior.